deși nu avem o bobotează din aceea cu ger, cu țurțuri, cu troiene și cu zăpadă din aia care se scârție sub picioare, totuși lucrarea Duhului Sfânt a făcut ca ziua de astăzi să fie una în răcoare, ca să simțim cât de cât lucrarea cea puternică a gerului iernii, dar pe de o parte și puterea bobotezei, adică sfințirea firii apelor, care s-a făcut de către Dumnezeu cel întreime slăvit, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Tatăl și-a arătat prezența la Iordan și-a certificat minunea prin glasul din cer, Fiul și-a certificat prezența la Iordan prin mărturisirea lui Ioan Botezătorul, iată mielul lui Dumnezeu ce ridică păcatul lumii, iar Duhul Sfânt și-a certificat prezența la Iordan prin prezența chipului ca de porumbel, după cum Ioan a primit semnul din pustie, peste care vei vedea Duhul Sfânt pogorându-se ca un porumbel, acela este. Iar Ioan, când l-a văzut pe Iisus, întâi s-a speriat și a zis, păi da, eu am nevoie de botezul tău. Pentru că Ioan spune, el era mai înainte de mine. Iar Mântuitorul Iisus Hristos îi spune, știu ce cunoști, știu ce știi, dar trebuie să împlinim legea. Ce înseamnă afundarea în Iordan a Domnului Iisus? Asta ca să lămurim de ce Iisus intră la 30 de ani în Iordan. Ca să ne arate că mielul lui Dumnezeu care ia păcatele lumii cu el și le ia pe cruce prin sânge, le și ia pe toate păcatele omenirii cu el în apa Iordanului, le îngroapă în chip dumnezeiesc fără ca nimeni să știe vreodată în ce măsură a lăsat Dumnezeu această putere în lume, ce veți dezlega, dezlegat va fi, și ce veți ținea, ținut va fi, sau vor fi ținute, pentru că niciun preot, niciun episcop și niciun cleric afară de Dumnezeu nu poate explica omului în ce mod i s-a iertat păcatul prin puterea cuvântului. Deci noi facem orice păcat, de orice fel, iar când preotul ne-a însemnat pe cap, te iert și te dezleg, asupra ta nu mai este păcatul. Același lucru face Dumnezeu cu păcatele întregii umanități, dar care prezentă la Iordan? Nu! Cea care până la Iordan și până în momentul minunii stătea în străfundurile iadului. Deci este prima prevestire a luminării iadului, a dezrobirii morții veșnice și a uciderii păcatului veșnic. Satana s-a ascuns în apele Iordanului, iar când a intrat Dumnezeu în apă, Iordanul s-a întors înapoi simțind și dumnezeirea, și focul Duhului Sfânt, și puterea Tatălui care a dat glas din nor. De aceea boboteaza rămâne ușa tuturor tainelor și începutul botezului Duhului Sfânt cu Duh Sfânt și cu foc. Ioan a spus, eu până acum v-am botezat cu apă, dar cel ce vine după mine vă botează cu Duhul Sfânt și cu foc. Mai sus de acest foc al Duhului Sfânt este focul Apocalipsei sau botezul parusiei, mai este botezul lacrimilor sau botezul pocăințelor, care îl faceți dumneavoastră de câte ori primiți dezlegarea păcatelor și vă împărtășiți, și mai este botezul muceniciei, dea Domnul să nu-l gustăm noi cei comozi, l-au gustat cei din Siria, din Damasc, din Mosul, din Egipt, care au fost uciși pentru dreapta credință și care au murit cu inima sus, exact ca în primele veacuri creștine, fără nicio problemă, dar noi cei comozi și căldicei de astăzi mai greu am suportat acest creștinism. Și vă spun lucrul acesta nu ca să vă înspăimânt, ci ca să vă dau o simplă idee ca să și putem încheia. Ca să poți suporta botezul muceniciei, trebuie să ai o credință desăvârșită. Un preot a fost abordat în zona aceasta, enclavei musulmane, și a spus așa, părinte,
Știu că la voi ortodoxi obișnuiesc să vină la înviere. Ai mare grijă, fii pregătit că dacă ții slujba de înviere, te voi împușca. Cum să le spună la credincios că nu ține slujba de înviere, că va fi împușcat? Și a făcut pravila, s-a pregătit de Sfânta Liturghie, a făcut Sfânta Liturghie și când să iasă l-a împărtășit cu potirul în mână, o echipă din aceasta de talibani cu arme au intrat și au spus așa: nu mișcați! Cine crede că e pregătit de rai să se apropie de potir, iar cei care vreți să vă cruțați viața și nu sunteți pregătiți de rai, vă rog să ieșiți frumos liniștit din biserică, că nu vă vom împușca. Și a rămas preotul doar cu trei credincioși care au ales să primească hrana din potir și raiul. Și talibanul i-a spus: vezi câți credincioși adevărați ai în biserică? Vezi, părinte, câtor mincinoși le propovăduiești? Noi măcar să nu le pădăm învățătura primită de la strămoși, legea Sfintei Scripturi, porunca Decalogului, porunca milei sufletești, porunca Evangheliei lui Hristos, să nu ne urâm, să ne iubim, să ne rugăm neîncetat, să fim buni și plăcuți, ca această gheazmă pe care o vom bea timp de 8 zile să ne fie adevărată vindecare și tămăduire trupului și sufletului și să putem spune ca psalmistul David: spălamă-mi și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu va urgisi. Sărbători frumoase, sănătate și bucurie și mulți ani celor ce mâine poartă numele de Ioan, dacă nu ne mai vedem de astăzi, și în continuare lucrare duhovnicească frumoasă și liniște în casa dumneavoastră, bucurie, pace și binecuvântare. Amin. Amin.